organizată de Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie al României București, Conferința Națională Micia Rediviva, în memoriam Lucia Țeposu Marinescu, s-a derulat pe parcursul a două zile la Palatul Magna Curia. La eveniment au participat peste 30 de specialiști din mai multe muzee și institute de cercetare din țară, accentul punându-se pe descoperirile făcute pe mai multe situri din țară, inclusiv pe cel de la Micia. Eveniment cu răsunet național la Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva. Conferința națională Micia Rediviva in memoriam Lucia Țeposu Marinescu a debutat ieri la Palatul Magna Curia. Comunicările științifice prezentate de cei peste 30 de specialiști ai unor muzee din întreaga țară au adus în atenție timp de două zile elemente de patrimoniu descoperite în unele situri de epocă romană din România, dar și în situl de la Micia, considerat a fi un sit arheologic uitat foarte mulți ani de zile, așa cum evocau și colegii mei în deschiderea acestui simpoziu național, care începând de anul viitor va deveni internațional. Un sit care a fost neglijat, un sit uitat, un sit care are o valoare patrimonială apropiată de cele două capitale, Sarmisegetuza Regia și Ulpia Traiana Sarmisegetuza, un sit extrem de valoros, o așezare romană valoroasă. Ce am reușit noi aici la Muzeul din Deva cu sprijinul Consiliului Județean este să intrăm în posesia unei suprafețe de teren pe care se află vestigii importante și unde investim în fiecare an, întreținem, facem toți pașii necesari pentru scoaterea la lumină acestor artefacte. Am reușit să deschidem un punct muzeal la Primăria Vețel. Ne dorim foarte mult și se va vorbi astăzi apăsat despre acest lucru, ca odată cu încheierea lucrărilor la calea ferată de mare viteză, autoritățile Ministerului Culturii să găsească o soluție ca vizitatorii să aibă acces în acest sit și el să devină un punct turistic, la fel ca celelalte pe care județul Hunedoara le are. La eveniment a participat și responsabilul științific al sitului de la Micia, Mihaela Simion, sub aripa căreia aici se vor desfășura lucrări. După ce Lucia Țeposu Marinescu a trecut la cele veșnice, ea fiind persoana care s-a ocupat de acest sit arheologic în ultimii ani. Colaborăm de peste 20 de ani împreună cu Muzeul din Deva, Muzeul Național de Istorie a României, pentru a pune în valoare și a cerceta această comoară extraordinară. Este un privilegiu pentru mine să colaborez cu un muzeu de o asemenea ținută ca Muzeul Civilizației Dacice și Romane și vă promitem că despre Micia veți auzi numai lucruri bune și va deveni cât de curând ceea ce ar trebui să fie un pilon de dezvoltare durabilă pentru întreaga regiune și nu numai, pentru că patrimoniul, dacă nu este valorizat de o comunitate, rămâne doar un simplu exercițiu intelectual. Micia, dincolo de un centru militar de excepție, să nu uităm, este un punct vamal al Imperiului Roman. La Micia circulă oameni, la Micia circulă idei și rămânem până târziu pe această autostradă a istoriei, astfel încât chiar spre sfârșitul stăpânirii romane, împărații romani încă găsesc de cuvință să refacă drumul care duce către restul Imperiului și trece pe la Micia. Ca urmare a poziției geostrategice și comerciale importante, dar și datorită resurselor minerale și petrografice aflate în apropiere, Micia a prosperat, comunitatea de aici devenind din ce în ce mai numeroasă. Activitățile acestor oameni lăsând urme arheologice pe o suprafață de mai multe zeci de hectare. Reprezentanții celor două muzee promit că la Micia vor fi realizate investiții și proiecte menite să scoată la suprafață mai multe mistere legate de acest sit, pentru ca el să fie promovat și cunoscut lumii la adevărata sa valoare.